Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre o problemă de securitate care se poate întâlni pe Windows 10. Știu, pentru cei care ați auzit de această problemă de securitate, sunt destul de întârziat cu videoul ăsta, însă nu consider că e o problemă, deoarece oricând un video de genul ăsta poate să fie util pentru cei mai mulți dintre voi și în special pentru aceia dintre voi care aveți update-urile oprite la sistemul de operare Windows. În acest video vom vorbi despre câteva aspecte de securitate care le puteți întâlni în special pe Windows 10 și care pot fi problemă. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe dacă vreți să mai facem astfel de clipuri și de asemenea, bineînțeles, nu uitați să lăsați un comentariu dacă doriți un anumit tip de video sau aveți o anumită idee de video. O scurtă paranteză înainte de a continua cu videoul nostru, vreau să-mi spuneți acolo în comentarii cine își amintește acest background în care filmez acum. Mă gândesc că cei care sunt fanii canalului de ani buni de zile își vor aminti background-ul ăsta. Deci, înainte de a începe cu videoul nostru, un mesaj de la partenerii noștri VIP ACD care vin cu o ofertă foarte bună de mijloc de an. După cum vă ziceam, cei de la VIP CDK au niște oferte foarte bune în această perioadă legate de luna iunie, special pentru că este până la urmă mijlocul anului și aceștia oferă niște licențe de Windows la prețuri foarte, foarte bune și bineînțeles că o să vă prezint și cuponul meu de reducere care vă va aduce o reducere foarte mare în plus. Pentru cei care nu îi știți pe cei de la VIP CDK, bine, sunt partenerii canalului de foarte mult timp și pe acest site veți putea găsi foarte multe licențe, jocuri de Steam, Origin, Uplay, PlayStation, PC, gift card-uri și toate cele, deci aici puteți găsi cele mai noi licențe la prețuri foarte bune și bineînțeles că veți vedea că folosind cuponul de reducere personalizat pentru canalul nostru, în special pentru abonații noștri, veți putea obține o reducere mult mai bună. Haideți întâi să vorbim despre oferta lor pentru Windows 10 Pro OEM, care poate fi instalat pe un singur PC într-un anumit moment. Vedeți că au mid-year sales între 1 iunie și 25 iunie. Pentru a cumpăra o astfel de licență, efectiv vă duceți aici pe Add to Cart și apoi dați click pe Go to the Shopping Cart, Proceed Checkout, bineînțeles. Și în secțiunea asta tot ce trebuie să faceți, introduceți cuponul de reducere TIG12 și veți vedea că veți avea 30% reducere pentru licența de Windows 10. Din punctul meu de vedere, licența de Windows 10 la ei este cea mai bună ofertă, deoarece este un preț foarte mic și cu o licență de Windows 10 puteți inclusiv să faceți upgrade gratuit la Windows 11 sau puteți chiar să activați Windows 11 în mod direct. Aveți Windows 11, vreți să-l activați, efectiv băgați licența de Windows 10 și se va activa pentru că până la urmă este destul de universal această licență. Și bineînțeles că dacă vreți să mergeți mai departe să cumpărați licența, aveți mai multe metode de plată, PayPal, card, toate cele sunt 100% safe. Și cum vă ziceam, de asemenea, aceștia oferă și licențe de Windows 11 mai nou, nu le-au promovat foarte mult până acum, însă acum au rugat să le promovezi și licențele de Windows 11. Bine, sunt un pic mai scumpe, într-adevăr, pentru până la urmă licențe de Windows 11 Pro, dar dacă vreți, de exemplu, să cumpărați o licență de Windows 11 Pro, care este undeva pe la $30, dar cu cuponul meu de reducere veți observa cât va costa, efectiv vă duceți din nou pe Add to Cart și bineînțeles Go to the Shopping Cart și apoi la fel Proceed Checkout și dacă băgați aici cuponul de reducere TIG12 veți avea o reducere de 30% din nou, specială pentru abonații acestui canal, care va aduce licența undeva pe la $21, practic cât costă basic o licență de Windows 10. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați mine, cea mai recomandată ar fi licența de Windows 10, upgrade gratuit la Windows 11 și de asemenea activare a Windows 11 în mod direct dacă sunteți interesați. Bineînțeles, procesul de activare este foarte simplu, trebuie doar să vă duceți în Settings și să căutați aici Activation și dați click pe Activation Settings. Aici mai jos click pe Change Product Key și efectiv vă introduceți licența aici fără probleme și în câteva secunde veți avea sistemul de operare activat. Cam acestea ar fi ofertele celor de la VIP CDK. Nu uitați, veți avea toate linkurile în descriere cu toate ofertele și de asemenea nu uitați de cuponul de reducere TIG12 pentru 30% reducere, o reducere foarte mare pentru abonații canalului. Haideți să continuăm cu videoul nostru. Începem să discutăm puțin despre problemele de securitate care au fost descoperite pe Windows 10 în ultima perioadă, și anume niște probleme de securitate legate de Windows Defender în special. Sunt niște probleme de securitate legate de Windows Defender, însă nu sunt strict legate de Windows Defender și voi explica imediat de ce. O altă chestie pe care vreau să o precizez de la început este că aceste probleme de securitate nu le veți întâlni pe Windows 11, sunt întâlnite doar pe Windows 10. Care este problema? Ei bine, s-au descoperit noi exploituri care lasă anumiți viruși să poată infecta locații care sunt excluse de scanare de Windows Defender. Știți și voi că în momentul în care instalați un joc sau o aplicație, nu mai apare acel Windows Firewall care vă zice să excludeți practic anumite locații sau anumite aplicații din a fi scanată până la urmă. Ei bine, există un nou exploit, noi viruși, noi malware care se ocupă de chestia asta și găsesc
folosind registrii din Windows, efectiv locațiile care sunt excluse de scanare de Windows Defender. Și dacă aveți doar Windows Defender și nu aveți update-urile de securitate la zi, veți avea mari probleme, puteți să vă infectați foarte ușor. Acum, întrebarea vine, cum ne putem proteja de acest exploit? Cel mai simplu răspuns este să avem update-urile la zi. Știu că este la modă, în special utilizatorii de Windows 11, merg pe ideea, eu nu fac update-uri, că îmi strică Windows-ul, că îmi îngreunează Windows-ul. Ei bine, asta e cea mai mare greșeală din punctul meu de vedere, pentru că vedeți, în cazul acesta, această situație, sunt extrem de necesare update-urile, în special update-urile de securitate. Ok, să zice că n-ai nevoie de chestii de design noi în plus la Windows, dar de securitate ai nevoie oricând. Și asta o vei primi doar folosind update-urile care vin pentru Windows Defender și de asemenea update-urile de securitate și de stabilitate în general pentru sistemul de operare. Problema vine atunci când avem update-urile oprite. Dacă avem update-urile complet oprite pe Windows 10, nu vom primi aceste update-uri de securitate și efectiv aceste exploituri vor putea să își facă de cap fără nicio problemă în sistemul nostru de operare și bineînțeles că este o problemă. Putem să ne virusăm foarte ușor și în perioada aceasta am auzit de foarte multe persoane care s-au virusat și pe Windows 10 și pe Windows 11. Bine, nu vorbim în videoul ăsta de Windows 11, însă ați înțeles ideea. Acum, o a doua variantă ar fi să avem un antivirus third party. Problema este că nu vă pot recomanda un antivirus third party pentru că în ultima perioadă, sincer, nu sunt mare fan al companiilor de antivirus pentru că fac niște software bazat mai mult pe subscripții și variantele free în general nu sunt foarte sigure. Dacă ar fi să vă recomand un antivirus care are și protecție în real time, v-aș recomanda noua versiune de la Bitdefender. Da, noua versiune de la Bitdefender e cât de cât ok, chiar am prezentat-o într-un clip anterior și aș putea spune că este destul de bună, puteți să o încercați și să o folosiți. Veți avea în descriere și niște link-uri cu niște demonstrații despre cum funcționează acest exploit despre care am vorbit și pe care l-am amintit în acest video. Este într-adevăr ceva destul de periculos și chiar vă recomand să luați imediat acțiune și să actualizați Windows-ul, să-l aveți la zi. Vedeți și voi că am și eu aici niște update-uri de securitate pe această mașină virtuală, mă pun să le instalez chiar acum. Update-urile de securitate sunt foarte mici, se instalează foarte repede, efectiv doar schimbă anumiți parametri, actualizează baze de date și multe altele. Știu că veți zice acum, Emi, ok, dar ne-ai recomandat Windows Defender-ul, ne-ai spus că și tu folosești Windows Defender-ul, da, dar nu pe Windows 10, în apărarea mea să zic așa, într-adevăr, dar probleme de genul ăsta apar tot timpul, trebuie să avem grijă și am zis, actualizare la zi și ar trebui să fiți în regulă, n-ar trebui să aveți probleme pentru că Microsoft deja se ocupă în timp real de astfel de probleme și astfel de exploituri. Problema acum care e? Că acest exploit, din ce am înțeles de la anumiți developeri, ar fi de mult timp, de mulți ani ar exista acest exploit, deci dacă v-ați virusat uneori și aveți totuși activ și Windows-ul la zi, e posibil că din cauza acestui exploit. Din păcate, da? Repet, acest exploit funcționează în felul următor. Pe baza registrilor, preia efectiv locațiile care sunt excluse de scanare de Windows Defender, de sistem și acolo își pot face treaba fără probleme, efectiv orice ar fi ransomware, malware, virus de tot felul, troian și așa mai departe. Repet, cele două soluții, update la zi, cum am făcut și eu în acest video, sau un antivirus third party, vă recomand Bitdefender varianta free, o să vă las un link în descriere și cu videoul în care am prezentat acea variantă. Cam asta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles despre ce este vorba cu acest exploit și sper că sunteți safe și nu v-ați virusat până acum. Nu uitați de like și subscribe dacă v-a plăcut acest video și de asemenea un comentariu cu părerea voastră despre acest exploit sau această problemă din Windows 10. Eu am fost Emi, v-am fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, data viitoare eu vă zic la revedere!